you yeah. În seara zilei când Domnul Iisus Hristos a înviat, doi ucenici au plecat din Ierusalim și s-au îndreptat către o localitate mai mică, nu foarte departe, dar unde aveau probabil o casă, încercând în felul acesta să evadeze cumva din mediul acela extrem de încărcat, al unei cetăți care a experimentat în ultimele zile un adevărat carusel de emoții, de la intrarea triumfală, aclamările, aplauzele, strigătele de Osana, întâmpinându-L pe Domnul Isus Hristos, până la răgnetele, pline de răutate, care strigau moarte și răstignire pentru Mântuitorul. Un lucru foarte interesant în pasajul acesta din Luca 24, începând cu versetul 13, este descrierea stării ucenicilor, acestor doi ucenici. Biblia spune că le erau închise mintea, ochii și inima le era zăbavnică, îndărădnică. A fi zăbavnic, a fi îndărădnic înseamnă a te da înapoi, a avea rezerve. Este un mod de a exprima necredința. De fapt, în pasajul acesta, vorbind despre minte, inimă și ochi, în versetele 16, 25, 31 și 32, ni se descrie relația dintre modul de gândire, stilul de viață și Percepție. Ce înseamnă percepție? Înseamnă modul în care culegem informația din mediul înconjurător prin simțuri și mai ales prin privire. Ochiul reprezintă fereastra prin care privim și culegem informații. De fapt, vederea este. Poate e cel mai esențial dintre simțuri. Ceea ce se întâmplă atunci când diavolul reușește să afecteze, să contamineze mintea, inima și ochii, apare un cerc vicios și inductiv. Ce înseamnă asta? Înseamnă că modul de gândire generează un stil de viață. Omul care se gândește la lucruri rele va face lucruri rele. De fapt, în Geneza, în capitolul 6, când Dumnezeu privește starea omului, a văzut Domnul că răutatea omului era mare pe pământ. Ce înseamnă asta? Faptele lor. Modul în care trăiau, stilul lor de viață și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Modul de gândire, modul în care gândești, generează un stil de viață. Stilul de viață cere din mediul înconjurător Informația care îl satisface. Vei vedea că un om care are predispoziție pentru un anumit păcat vede, identifică cu ochii, cu privirea, lucrurile care îi satisfac stilul de viață. Un om preocupat de băuturi alcoolice va avea un simț foarte dezvoltat, va vedea imediat toate reclamele care îl cheamă la o partidă de băutură, va vedea toate bodegile, va vedea toate locurile unde își poate satisface înclinația aceasta păcătoasă. Un om desfrânat, de asemenea, ochii lui vor sclipi și vor atrage din mediul înconjurător lucrurile care îi satisfac modul de a trăi. Problema este alta. Ochii aceștia vor acumula aceste informații și le vor transfera gândirii. Gândirea le va procesa și le va transfera apoi în stilul de viață, care iarăși va folosi ochii să acumuleze un bagaj mai mare de informație, care iarăși va intra în gândire, va fi procesat și astfel. Starea de păcat a omului escaladează, devine din ce în ce mai rău și mai păcătos. Pentru că mintea, inima și ochii se hrănesc una pe cealaltă și se înrăiesc din ce în ce mai mult. De aici apare expresia aceasta de cerc vicios. Iată de ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremurile din urmă omul întinat se întinează, iar omul sfânt se sfințește. De ce? Pentru că în aceeași ordine de idei, dar într-o dimensiune paralelă a neprihănirii, a sfințeniei, omul duhovnicesc este foarte selectiv cu informațiile pe care le acumulează prin simțuri. El își hrănește mintea cu lucruri sănătoase, cu principii sfinte. El nu se duce la potopul de desfrâu. El nu privește unde nu trebuie să privească. El nu intră în anturaje care îi strică sufletul. El nu își permite să audă și să asculte lucruri care îi strică inima. Viața lui se limitează și informațiile pe care le culege le selectează în așa fel încât să fie zidit sufletește. Când a transferat acest bagaj de închinare, de laudă, de cuvânt lui Dumnezeu, de părtășie frățească, de biserică, de relații cu oameni sănătoși în credință, toate acestea ajung în mintea lui. Gândirea lui, ea spune Biblia, gândiți-vă la lucrurile de sus, se transformă într-un stil de viață sfânt. Și modul acesta de trăire cere mai departe, mai multă atmosferă de rugăciune, mai multă cântare de închinare, mai multă părtășie sănătoasă în credință, mai multă citire a scripturilor și intrăm într un cerc, dar de data aceasta nu vicios, ci inductiv. Pe de o parte asistăm la escaladarea păcatului, la agravarea stării spirituale de decădere, pe de altă parte la o creștere spirituală în cele sfinte. Așa se face că omul întinat Sentinează că omul sfânt se sfințește. Este un cerc vicios, dar este și o stare transmisibilă. Păi, cu cine a început păcatul în lume? Cu un singur om, cu primii oameni. Și apoi s-a transferat din generație în generație, dar și de la un om la altul. A apărut prima crimă au apărut închinările idolatrii și așa mai departe. Însă, atunci când vorbim de relația aceasta dintre modul de gândire, stilul de viață și percepție, ochii, vorbim de niște efecte nocive, distrugătoare. Dragii mei, tot ce este rău în lumea aceasta și răul este la culme. Tot ce este rău, chiar în viețile noastre, lucrurile rele care ni se întâmplă, sunt rezultatul înmulțirii fără de legii în lume. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 11, descrie starea de păcat a omenirii și mânia lui Dumnezeu și veți vedea cum aceste stații de transferare a răului de la minte la inimă, de la inimă la ochi, de la ochi la minte, de la minte la inimă, de la minte la, de la inimă la ochi și așa mai departe, cercul acesta vicios. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Ce este adevărul? Adevărul este un lucru care poate fi analizat la nivelul rațiunii. Nelegiuirea este stilul lor de viață. Și stilul de viață păcătos afectează rațiunea. Elimină, scoate adevărul la afară, din mintea, din modul de gândire al omului. Și îmbrățișează minciuna. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei că și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Sunt mulți care nu cred în Dumnezeu. Apogeul acestui cerc vicios al necredinței și al nelegiuirii este când omul, în ciuda tuturor dovezilor, în ciuda tuturor evidențelor că există Dumnezeu, Încep să spună: Nu există Dumnezeu. N-au nicio altă rațiune, n-au nicio altă justificare decât că acest Dumnezeu nu încurajează stilul lor de viață păcătos, ci mai degrabă îl condamnă și îl pedepsește. Și omul, pentru ca să continue să trăiască în stilul acesta de viață, ajunge să spună: Nu există Dumnezeu. Și acum, ascultați! fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și acum ascultați ce se întâmplă cu inima, cercul vicios. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și când i s-a întunecat inima, versetul 22 spune, s-au fălit că sunt înțelepți și au în nebunit, au dat în nebunie. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă ce necurăției, stilului de viață necurat, să urmeze ce poftele inimilor lor, așa că și nici sigur trupurile. Și acum Apostolul Pavel descrie modul stricat în care trăiesc acești oameni. Și în versetul 28 spune, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Vă rog să observați decăderea aceasta abruptă de la o gândire de șartă la nebunie și apoi dea dreptul în blestem. Și ascultați cum se schimbă optica acestor oameni. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Când oamenii aceștia își deschid ochii către lumea din jurul lor, către mediul înconjurător, toți cei care trăiesc ca ei sunt buni, toți cei care refuză acest stil de viață desfredat și păcătos sunt răi. Li s-a încurcat vederea, li s-au întunecat ochii, inima și mintea. Și acum, Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, în primele versete, vorbește despre această Evanghelie pe care noi o propovăduim. Pentru că la oamenii aceștia morți în păcatele lor, spune cuvântul lui Dumnezeu, noi ne ducem să le predicăm viața lui Hristos, Evanghelia Învierii. S-a dus apostolul Pavel în Areopag, le-a vorbit despre înviere și până au auzit de înviere au ascultat curioși. Când au auzit de înviere au început să-l bat jocorească și au spus, te vom asculta altă dată. Care este motivul pentru care oamenii nu primesc adevărul învierii, propovăduirea învierii? De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, spunea Pavel, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Mintea omului este un pământ fertil care în mod normal ar trebui să primească adevărul propovăduirii lui Hristos, al învierii lui Hristos, al vieții veșnice. Are nevoie disperată omul de acest adevăr. Este lucrul care îi lipsește nu îi lipsesc religii, sunt multe! Nu îi lipsesc moduri de închinare, sunt multe! De când e lumea și-au inventat oamenii stiluri de închinare, moduri de închinare, locuri de închinare, că e nevoie aceasta lăuntrică în om. Știți care este motivul pentru care omul a rămas tot neîmplinit? Pentru că omul nu are nevoie de un profet, n are nevoie de un întemeitor de religie, nu are nevoie de o anumită religie, omul are nevoie de Isus Hristos cel înviat. Este nevoia lăuntrică, disperată a fiecărui om. Și în mod normal, mintea, cugetul, gândirea omului ar trebui cu ușurință să accepte mesajul că Isus Hristos a înviat. Ascultați, Versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, pur și simplu nu o pricep, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă Strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este tipul lui Dumnezeu. Și acum, ascultați, de ce trebuie să îmbinăm propovăduirea noastră cu post, cu rugăciune? Pentru că prin puterile noastre, prin cuvintele noastre iscusite, noi nu putem converti pe nimeni. Cuvintele noastre trebuie însoțite, bineînțeles, mai întâi de stilul nostru de viață. Care să dovedească credința noastră autentică, dar mai mult. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina. Cunoștinței, slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Dragii mei, nelegiuirea din viața omului duce la necredință. Necredința duce la neștiință. Și neștiința duce iarăși la nelegiuire, și nelegiuirea iarăși atrage după sine mai multă neștiință, orbire spirituală. Te duci la popoare care au avut un grad de civilizație avansat. Te uiți la modul lor de închinare și rămâi cu gura căscată. Se închină la vaci, la șoareci, la animale, la planete. Oamenii se închină unii la alții. dragii mei, în stare aceasta de decădere, aș putea să spun chiar mentală. Câtă inteligență poate fi în mintea unui om care se închină la un șoarece? Oamenii se omoară unii pe alții, dar vacile sunt în imperiul lor în India. N-are voie nimeni să se atingă de ele le respectă, mașinile se ciocnesc acolo, că nu prea au ben strasate. Acolo e legea junglei, care cum se bagă și intră. Pocnez mașinile la toate intersecțiile, dar doamna vacă trece prin mijlocul intersecției și toată lumea îi dă prioritate. Starea aceasta de neștiință, de întunecare, are de-a face cu păcatul, cu nelegiuirea și cu necredința pe care păcatul o generează. Dragii mei, asta ar trebui să fie starea lumii. În Areopag, Apostolul Pavel le vorbește oamenilor despre ceea ce cinstesc, fără să cunoască s-au gândit ei greci în filozofia și în înțelepciunea lor că pe lângă ce cinstesc ei s-ar putea să mai existe și altceva. Dar i-au zis un Dumnezeu necunoscut. Și Pavel spune, voi sunteți într-o căutare, bâșbâiți, sunteți orbi. Dar atenție, chiar în starea aceasta de păcat și de nelegiuire a omenirii, le spune Pavel în versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, că nelegiuirea a adus necredință, necredința duce la neștiință, și așa mai departe. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit pentru aceasta. O zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Fratele Adi spunea dimineață că dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu sau în seara asta, ar trebui să-ți fie frică, pentru că vine judecata. Și fratele Doru spunea dimineață că atunci când te uiți la mormântul gol, știi că de acolo s-a ridicat un Hristos, un mântuitor, un stăpân, dar care va veni și ca judecător. Iată, dar, asta este starea lumii pe care Domnul o cheamă din vremurile de neștiință la pocăință. Dar e posibil ca această stare să se strecoare și în poporul lui Dumnezeu? Da, avem precedent în poporul Israel. Unul dintre cele mai sfâșietoare texte din Scripturi, este prorocia pe care Dumnezeu o rostește prin Isaia în capitolul 59. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. E vorba de poporul ales al lui Dumnezeu. Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Nelegiuirile voastre, vorbește despre Israel, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Și acum vorbește de mâini pline de sânge, nelegiuirii, buze care spun minciun, limba care vorbește nelegiuiri, uh, ura împotriva dreptății, bizuirea pe lucruri de șarte, zămizlirea răului, nașterea nelegiuirii. Și auziți, ce fac oamenii aceștia din poporul lui Dumnezeu? Clocesc ouă de bazilic, și ți spânze de păianjen? cine mănâncă din ouăle lor moare și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Și acum în versetul 7, picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat stilul lor de viață. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, cărări sucite. Asta este stilul de viață. Și acum ascultați, de aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge așteptăm lumina și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură. E posibil ca și poporul lui Dumnezeu să umble în întuneric? Bășbăim ca niște orbi de-a lungul unui zi, bășbăim ca cei ce n-au ochi, ne potignim ziua anamează mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morți. Păi cum, fraților, noi, ca și poporul lui Dumnezeu, să ajungem într-o asemenea stare se poate. Cum? Foarte simplu. Adevărul s-a potignit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Atunci când un copil al lui Dumnezeu, mântuit și răscumpărat, apucă pe căile răutății și începe să comită păcatul. Se complace în păcate grave, nemărturisite și nepărăsite. Nu-l mai deranjează că păcătuiești. Un asemenea om intră sub incidența acelui cerc vicios, se învârte și se afundă tot mai tare în păcat. Dar ucenicii aceștia doi care au mers spre Emaus n-au căzut în păcat. Și vreau în seara aceasta să avertizez asupra unei căi mai subtile, dar cel puțin tot așa de periculoase, o cale care ne îndepărtează de Dumnezeu, care ne schimbă modul de gândire, că Biblia spune despre oamenii aceștia că aveau inima împietrită, zăbavnică, îndărâdnică, mintea închisă și ochii orbiți, nu-L recunoșteau pe Domnul Isus Hristos. El nu schimbase trăsăturile feței, dar pentru că mintea lor a decis că Isus e mort, n-au acceptat nici mărturia femeilor. Au zis cum spun, niște femei de ale noastre. Ei mai fraților, pe ați stat cu Hristos trei ani și jumătate și disprețuit surorile? Că știți că în vechime, o femeie care mergea să depună mărturie în cord, mărturia ei avea valoarea mărturiei unui bărbat, era ca un fel de mărturie falsă din start, era pusă sub semnul îndoielii din start. Și ăștia doi frațucenici, Spune, niște femei noastre. Nu-i de mirare că Domnul s-a arătat întâi femeilor ca să dovedească că în Hristos nu este iudeu și grec, nu e parte bărbătească și parte femeiască, ci toți suntem mântuiții lui Hristos prin ha, mărit să fie numele Domnului. Și surorile ar trebui să zică un amin mai tare decât bărbații. Care este calea aceea mai subtilă? Dezamăgirea așteptărilor sau speranțelor noastre înșelătoare și atenție. Nu înșelate! Când avem de-a face cu Dumnezeu, nu există așteptări înșelate. Că Dumnezeu nu înșală așteptările corecte ale nimănui. Numai că noi ne hrănim cu nădejde înșelătoare, atunci suntem dezamăgiți. Ce spun oamenii aceștia în conversația lor cu Domnul Isus Hristos? Păi ce să spună? Versetul 21. Noi trăgeam nădejde. Mintea lor era clară într-un lucru. El este acela care va izbăvi pe Israel. Și uite că a murit. Și n-a izbăvit pe nimeni. Dragii mei, una din cursele vieții de credință. Da, Isus Hristos este viu, Isus Hristos este în mijlocul nostru, Isus Hristos este Domnul, Isus Hristos este fratele nostru mai mare, Isus Hristos e binecuvântarea vieților noastre. Întrebarea este care sunt așteptările noastre? de la Domnul Isus Hristos. Și aș vrea să vă spun un lucru. Trebuie să fie așteptări și așteptări. Da. Avem un Dumnezeu mare și puternic, care poate să facă lucruri mari pentru noi. Și trebuie să credem. Dar așteptările și nădejdea noastră trebuie să depășească aceste lucruri. O singură așteptare o singură nădejde trebuie pusă la căpătâiul vieții noastre, în aceea ne putem ancora toată credința și în aceea oamenii lui Dumnezeu, care îi rămân credincioși și fidel toată viața, nu vor fi niciodată înșelați și dezamăgiți. Așteptarea că Iisus Hristos ne mântuiește sufletele și ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că acești ucenici au trăit o dezamăgire atât de cruntă încât au lăsat totul în urmă și au plecat. Așteptările pe care trebuie să le avem de la Domnul Isus Hristos se referă la împlinirea voiei sale în viața noastră. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în evrei, că ca acela care a strigat cu strigăte mari ca Dumnezeu să-l izbăvească și spune Biblia și l-a izbăvit. Păi cum l-a izbăvit? Ca a murit. Când Domnul Iisus Hristos a fost în Ghețimane, a zis, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, dar totuși facă să nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi avut așteptarea de la Dumnezeu să-L scoată de la cruce, să-L scutească de cruce, ar fi fost foarte înșelat în așteptările Lui. S-a rugat, dar a spus, facă-se voia ta. L-a izbăvit prin cruce atunci când a treia zi l-a înviat din morți. Iată de ce. În seara aceasta vă recomand o cale întoarsă. De la locul dezamăgirii, de la locul așteptărilor neîmplinite. Nu știu, poate că unii dintre dumneavoastră sunteți foarte dezamăgiți și supărați că Dumnezeu nu v-a împlinit anumite rugăciuni sau nu v-a împlinit anumite lucruri pe care le-ați dorit. Și spuneți, cum e eu care am fost credincios, care am crezut, care vin la biserică, care fac milostenii, care așa și pe dincolo. Și uite ce mi se întâmplă. Și încă îl mai găsești pe unul, că satana imediat îți întoarce ochii spre unul care trăiește o viață mai firească și care o și mai bine ca tine, sau cel puțin așa ți se pare ție. Și psalmistul spune, era să alunec, să cadă în casa Domnului. Chiar acolo, în biserică, a venit satana să-l ispitească cu gândul ăsta. Dragii mei, așteptarea pe care trebuie să o avem de la Dumnezeu este împlinirea voiei Lui în viața noastră. Putem avea multe dorințe, și unele din ele vor fi împlinite. Ce părere aveți dacă Pavel rămânea complet dezamăgit când s-a rugat pentru țepuși? El care a făcut învieri din morți, vindecări miraculoase și lui a lăsat Dumnezeu cepușul în cor. O, oh, Iisus, și-l învia putea să-l izbăvească de țepușul acela. Știți de ce n-a făcut-o? Pentru că era o altă garanție mai mare în joc. Viața veșnică a lui Pavel. Să nu se mândrească datorită revelațiilor pe care le-a avut. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Ce-a făcut Domnul cu acești trei, cu acești doi ucenici, ca ei să-și revină din starea de dezamăgire și de întristare? Probabil cineva va spune, acum ce soluție are Dumnezeu pentru oameni dezamăgiți? Cu Iov a stat de vorbă și a spus, cine este cel ce întunecă planurile? Iov n-a avut decât o singură greșeală. La un moment dat n-am înțeles ce vrea Dumnezeu și a început să vorbească, să gândească cu voce tare. Dragi mei, sunt trei lucruri simple. Putem să începem să le facem din seara asta. În primul rând, pe oamenii ăștia doi, Hristos îi duce la cuvânt. Pentru ca să nu fii niciodată dezamăgit de Dumnezeu, cercetează scripturile, studiază scripturile, că în scripturi sunt exemple, pilde și modele pentru orice situație de viață. Niciodată nu vei fi dezamăgit când vei vedea cum a lucrat Dumnezeu în viața copiilor săi, a oamenilor săi. Când nu înțelegi ceva la scripturi. Când ai un semn de întrebare, când ai o dezamăgire, o așteptare nesatisfăcută, Fugi la scriptori. Apoi, cina Domnului. Știți ce-mi pare rău? Cred că pentru unii credincioși, din ziua de astăzi, cina Domnului a devenit un lucru superficial. Pentru că ne uităm și sunt niște elemente așa de simple, un păhărel, câțiva stropi de uh, suc de struguri, bucățică de pâine, dai din numere și spui, ceva... Superficial. Fraților, acolo e masa lui Dumnezeu și e puterea lui Dumnezeu. Când a frânt pâinea li s-a deschis ochii, la cina Domnului ți se pot deschide ochii să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos? Că de fapt asta este în fața noastră. Și apoi, înapoi în comunitate, în părtășia comunității. Ce au făcut în momentul în care a dispărut Domnul Iisus Hristos din mijlocul lor? Au luat o lagoană spre Ierusalim și s-au dus acolo unde și ucenicii primiseră aceeași revelații. Haideți în seara aceasta, uitându-ne în viața noastră, dacă găsim dezamăgiri, dacă ni se pare că Dumnezeu n-a făcut și trebuia să facă mai mult pentru noi, dacă ni se pare că suntem nedreptățiți, am trăit în neprihănire și lucrurile nu ne merg așa cum am vrea noi. Dragii mei, haideți să ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Ne rugăm cu toți împreună!